would that be a little bit? Ziua. Pentru început, spune la vot procesul de grupare al ședințelor anterioare. Cine este pentru? Proiectul vorbim de zi este următorul. Proiect de hotărâre 1. Proiect de hotărâre privind reluarea activităților de către domnul Adrian, viceprimar al Comunei Durabului, inițiator, domnul primar și ținem. 2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Durabului, inițiator, domnul primar și ținem. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Comunul Durabului și Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 2, Comunești, inițiator, domnul primar și ținem. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării contractului de închiriere, pășun numărul 10.172 din 104-2020, încheiat între Comuna Durabului și I.I. Gamar I.F. Florin, inițiator domnul primar din ASIS. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în cartea funciară numărul 60.258 Durabului, situat în extragramul Comunei Durabului, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare PNDL pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă al localităților Temelia, Plătinata, Mărăcești, Brava și Capca, Comuna Brava, județul Bacău, inițiator, domnul Brava, Silviu Tinei. Domnul președinte, ultimul proiect de hotărâre conform cu administrativ, îl retrag la inițiativa mea ca inițiator. Mai sunt niște neclarități în deviz din cauza unor ATR-uri care trebuie să fie la Deogaz și nu avem sumele exacte pentru actualizare, fapt pentru care vă rog să scoateți de ordine de zi proiectul. Spun la vot ordinea de proiectul ordinea de zi. Cine este pentru? Fără ultimul proiect. Și mai avem o prezentare a proiectul de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local comunei Durabului, județul Bacău, pe anul 2023, inițiator domnul primar Sergiu Tinei. Și proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice al obiectivului de investiții lucrări pentru asigurarea alimentării de energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, Comuna Durabului, județul Bacău, inițiator domnul primar Sergiu Tinei. Domnul președinte, vă rog, citiți mai rar. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice al obiectivului de investiții lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava, Comuna Durabului, județul Bacău, inițiator domnul primar Sergiu Tinei. Supun la vot suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? 1. Proiect de hotărâre privind reluarea activității de către domnul Lazar, viceprimar al Comunei Durabului, inițiator domnul primar Sergiu Tinei. Supun la vot proiectul. Dacă se este pentru? Unde? La 1? Da. Tu ești de acord? Da. Să vii la muncă, aia e problemă. Dar tu ești de acord să vii la muncă. E clar. Nu? Da. Zic cu voce, voi da. Azi. 2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Durabului, inițiator domnul primar Silviu Tinei. Domnul primar, aveți cuvântul? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre vine ca urmarea constatării necesității existenței acestei Comisii Locale de Ordine Publică, oarecum există încorporată în Comisia 1. La legea o prevede ca fiind o comisie aparte, cu desfășurare aparte și cu rol consultativ în cadrul Consiliului Local al Comunei Durabului. Ea va fi baza, aș spune așa, comisia care va menține și va asigura prin rapoartele pe care le întocmește și proiectele de hotărâre pe care le propune, va asigura respectarea normelor de conviețuire socială pe raza Comunei Durabului. Așa, constatând lucrurile pe măsură ce trec săptămânile, dăm seama că trebuie elaborată o strategie de parte de ordine publică la nivelul Comunei Durabului. Trebuie gândit în ce direcție o luăm cu, zic așa, cu persoane care chiar nu reușesc să se încadreze în minimele norme de conviețuire socială și nu reușim să îi facem să înțeleagă cu vorba bună. De aceea, eu am propus din partea mea, ca și în cadrul proiectului, ați văzut, am făcut pe domnul viceprimar, evident că prezența lui în această comisie este obligatorie pentru că este la fel cu mine în teren. Solicit din partea celor două partide, PNL și Pro-România, câte un reprezentant care să facă parte din Comisia de Locală de Ordine Publică, o comisie care va trebui să-și asume și măsurile
neplăcute, ca să spun așa, împotriva cetățeanului care nu reușește să se încadreze în bunul simț. Aștept propunerea din partea PNL și pe România. Mai sunt două locuri disponibile, ați văzut că am lăsat cu liber. Panțărul Mădălin. O propunere este Panțărul Mădălin. Nu pot. Puteți să-mi propuneți în lipsă, poate la refuză. N-am ce putinia că face. Marius e sabră cea mai mare. Exact. Avem două propuneri, spuneți la vot propuneri. Supun la vot propunerea și proiectul de hotărâri. Cine este pentru? Trei proiecte de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Comuna Gurea și Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 2 Comănești, inițiator domnul primar Tinesiu. O facem în fiecare an, e vorba de microbuzul școlar care transportă acele persoane cu dizabilități, cât ne mai permite bugetul și cât suntem acolo în limite. Nu cred că e un efort prea mare și trebuie să sprijinim și partea asta de copii cu handicap. Scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Potrivă. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere pășun numărul 10.172 din 8.4.2020 încheiat între Comuna Gura Văie și Igaman IF Florin. Inițiator domnul primar Tindensil. Domnul primar. Este un proiect de hotărâre care rezultă din faptul că administratorul ei e necedat. La momentul de față nu mai există nimeni dornic să preia contractul de concesiune. Le-am constatat faptul că administratorul, a doua parte din contract, este decedat și, ca urmare, vom emite și actul administrativ care va întrerupe plata contractului de concesiune. Încheierea situației. Scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? 5. Proiect de hotărâre privind înfășirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în cartea funciară numărul 60.258 Gura Văie, situat în extraglanul Comunei Gura Văie. Domnule primar? Și acum ați aprobat de principiu la ședințele anterioare, am identificat suprafața de teren necesară Consiliului Județean pentru a reuși să termin proiectul de drum dintre Rădoaia și Parava. Am făcut dezmembrarea cadastrală, în schimb legea obligă și la dezmembrare notarială. La notar nu mă pot prezenta decât cu hotărârea proprietarului terenului, respectiv Consiliul Local, iar eu împuternicit ca să semnez toate actele care sunt necesare dezmembrării cadastrale. Deci cu această hotărâre mă voi duce la notarul public, care va efectua și dezmembrarea notarială. Urmează după procedura dezbaterii și a transparenței să mai emitim două hotărâri, respectiv hotărârea de trecere din domeniul privat al Comunii Gura Văiei în domeniul public, după ce avem cartea funciară, și încă o hotărâre prin care trece din domeniul public al Comunii Gura Văiei în domeniul public al județului, pentru a-și atinge scopul pentru care a fost el creat ca și teren, cum am discutat. Este zona, așa cum am spus, am identificat-o, zona de la scăldătoarea de Ovine, în dreapta, exact unde a avut concesiune defunctul asupra căruia discutam mai înainte ca și contradictorie. Cadastrul nu trebuie să facă. Este număr cadastral, mai dezbără la notarial. Scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 5. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local Comunei Gura Văie, județul Bacău, pe anul 2022. Domnule primar? Da, nu e nimic spectaculos, nu au venit bani de rectificare. În schimb, prin hotărârea de guvern numărul 1156 pe 2022 au fost trimise sumele pentru recenzorii de la recensământul populației. Respectiv suma de 45.000 de lei, care va fi rectificată și se va duce la capitolul 5.02 al Autorității Executive, cheltuieli materiale pentru plata recenzorilor. Și atât, nicio altă rectificare, pentru că nu au venit bani. Scrie la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ale obiectivului de investiții lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Comunul Cultural Dumbra, Comuna Curavești, județul Bacău, domnule primar. Am reușit împreună cu aparatul de specialitate să găsim o formulă ca să ieșim din vidul creat de fosta administrație cu privire la Căminul Dumbrava și am identificat un tip de lucrare care ne va ajuta să mergem doar cu partea electrică în baza autorizației de construire pe care o avem și pentru a nu ieși din termen și cu aceasta este vorba de lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava. Este compus, divizul este compus din două părți. Este vorba de partea neconformă. Dacă vă ați aminte, v-am prezentat o expertiză în Consiliul Local. Ea a fost cuantificată ca valoare. O să vă spun valoarea. Lucrări neconforme instalației electrice, 60.465 lei. Astea sunt valorile neconforme. Deja Curtea de Conturi a constatat existența unui prejudiciu. Noi l-am cuantificat, am stabilit exact întinderea lui în baza expertizei. Iar acesta excede ceea ce a scris Curtea de Conturi, este 60.465 de lei. Instalații electrice rest de executat, 76.854,77 de lei. Și aici adăugăm obligatoriu sistemul de detecție și semnalizare în caz de incendiu, ca să putem autoriza clădirea. Este 44.162 de lei. Rezultă un deviz total valoare, tot cu TVA, 249.284 de lei, adică 250.000 de lei. 2 miliarde jumătate. 2 miliarde jumătate din bani vechi. Am promis dumbrăvenilor că îmi voi da toată silința ca să deblocăm proiectul. Deși proiectul este foarte încălcit. La momentul de față o să ne judecăm cu DMC-ul, o să vedem dacă mai recuperăm sau nu mai recuperăm nimic. Ideea este că este singurul mod de a putea continua lucrările. O să facem recepții etapizate, recepții pe obiecte, recepție pe construcție, care este definitivată, recepții pe instalații electrice, sanitare și respectiv termice. Cea mai grea parte era partea electrică. Partea de termice și sanitare o să le rezolvăm în mare parte cu manuvrele proprii, de fapt. Adică dacă mai e depus un WC, o grese, o să punem băieții, ca să nu mai încărcăm devizul. Am extras din tot proiectul partea de lucrări de instalații electrice și este singurul mod în care putem da în folosință Căminul Cultural Dumbrava. Mai sunt o grămadă de lucruri de remediat, le-ați văzut dumneavoastră, o să le facem cu manoperă proprie, respectiv parchetul care este umflat. O să dăm renunțare la acele prizi care stau aiurea, la acele zeci de camere care nu le văd rostul și o să încercăm să facem o clădire funcțională cu bani cât mai puțin. Din păcate, neconformele, deci, ne costă, le vom recupera de la, dacă le vom recupera de la executant. Și ce mai e de făcut? Le-am defalcat exact pe sume, deci devizul nou este undeva la 250.000 de lei cu tot cu TVA. Scrie la cuvânt. Da, domnul primar. Acolo, cum încălzirea mai și faci pe evidenie, oricum era întâi spun ce dracu de făcut. Deci, schimbăm proiectul. Ce folosești, da. Pe Căminul folosești, dar zilnic da. Folosești odată. Deci, dacă mai vreți soluții de astea, nu mai termin Căminul niciodată. A, nu am treaba. Nu mai ați prea multe, eu vă spun, mai ați prea multe acolo. De acord, ce vreți să fac? Ele au fost plătite, da, au fost recepționate. Acolo, nu dăm trebuie, să, e mult. Trebuie să existe la fața locului când vine control. A, e normal, dar sunt mult. Fiecare geam cu caloriferul lui. Mult. Deci acolo a fost bătaie și jos. Și ce vreți să faci? De ce l-ați reclamat asta în timpul și din sfârșitul acolo? Nu, faci, ce trebuie făcut de-a faci bătaie de joc. Eu ce să mai fac? Nu îmi spar capul și dau drumul. Și așa, nici mie nu-mi place cum arată. Și am tot la bun început. Că nu-mi place cum arată. Și scena e foarte mare, mai trebuie spart. Au fost bani plătiți publici. Se vor recepționa. Trebuie să existe la momentul controlului. Crezi că mie îmi place cu 50 de prizi pereți? Asta s-a vrut. Așa au mers lucrurile. Și cu concursul dumneavoastră. Putea să-i reproșați în timpul execuției. Doamne, nu-mi place să se întâmplă. Acum ce să mai fac? Eu spar capul ca să termin.
Este singurul mod în care reușim să dăm drumul la corect în cămin. Iar restul, v-am spus, nu mai fac alte devizii, că dacă vă spun cu când încărcăm este un cămin cultural, se procește cu București. Adică ajungem la peste 15 miliarde plătiți cu un cămin cultural. Deci că am făcut jumătate de casă poporului. Dar este o promisiune și eu mă țin de ea. Poate nu faceți nunt acolo cu fata. Mă duc tot rău. De acum ați părinte, dar nu. Ați părinte? Ați deschis la părinte? Nu, deocamdată nu. Sunt supunat mult proiectul de hotărâre și este pentru. Și... șapte informări de întrebări, petiții diverse. Situația juridică a drumului comunal 112 Gura Văie Vișoară, domnule primar? Nici nu știu cum să vă spun. Nu încerc să-mi găsesc cele mai frumoase cuvinte ca să nu... Mai e de ce mai... În trecut, nu știm încă, n-am aflat exact data, ori pe timpul domnului Andreescu, ori pe timpul domnului Pașcu, electrocentrale Borzești, fostul CERT, sau cum se numea înainte, reușește să intaboleze terenul de la Havră, de la groapa de cenușă. Mă trezesc într-o zi cu un telefon, unde ne apucăm de treabă, felicitări, aveți proiect, dați drumul la treabă, panouri fotovoltaice, da, dar nu trebuie să închidem drumul. Care? Pe drumul dintre Gura Văi și Corbu. Hai să-l închideți. Pe drumul nostru. Iau cu domnul Panțăru, intrăm pe așa, că mi-a intabulat și drumul meu între mine și Corbu. Am căutat, am verificat lucruri, nu s-a adevărat. Deci drumul dintre noi și Jăvreni există dintotdeauna. El a întreprins în inventarul din 2001, prin atestat prin HG, doar că la vremea respectivă, cine i-a făcut, cum a făcut, cum a făcut, a reușit să pună mâna pe un drum. Avem trei variante de lucru. Varianta în care, puțin probabilă, exact cum spunea în avion, știți cum se cade. Varianta puțin probabilă în care CET-ul se repoziționează pe fostul amplasament, ca lume. El a evitat să ia un neproductiv, și ca să iasă suprafață, nu am nou teren. Acum am spune că terenul nostru merge prin albii. Nu mi-aduc aminte, mă țeam și pe la chimie, mai furam pe groapa de cenușă, furam paharele la berzin și ei probeți, nu jucam pe acasă cu meruță cu era. Și eu mi-aduc aminte că treceam pe asta acasă, dar mi-aduc aminte că se poți drum pe dedesubt. Când zici că faci drum prin albii, ca să nu mai deschizi procesii, albile române au intabulat și ei, până în baza, ei acum sunt vecini, noi nu mai existăm ca drum proprietar. Și este varianta puțin probabilă în care electrocentrale Borzești se repoziționează pe adevăratul amplasament, ceea ce nu cred că o să facă. Varianta care ei se vor repoziționa, dar eu să licitez o suprafață egală undeva în proximitate, ca fiind domeniu privat. Sau varianta pe care eu să fiu sincer, o agrez cel mai tare, este varianta judecății. Revendicarea imobiliară, codul civil spune că domeniul public este, mai ales drumurile comunale, sunt imprescriptibile și inalienabile. Eu am o hotărâre de guvern în anul 2001 care îmi atestă acest drum până la Boiești a distrus, inclusiv adrese la SPJD care confirmă traseul. Problema este că urmează un proces greu. Electrocentrale Borzești are proiect de milioane de euro din finanțări europene și bănci. În clipa care a deschis proces, îi voi nota la cartea funcțională acest proces, i-am blocat toate proiectele și cred că o să fie un proces de foarte mare anvergură. Pentru că, v-am spus, întotdeauna din urmă trebuie să mai răsară ceva. V-am lăsat cunoștință situația că sunteți proprietarul drumului, ca și Consiliul Local. Eu sunt doar administratorul lui, dumneavoastră sunteți proprietarul drumului și cred că la proxima ședință va fi invitat domnul director să spună și dumneavoastră punctul de vedere, până atunci o să obținem și documentele necesare și, tot așa amiabil, să găsim o soluție. Pentru că, în caz contrar, va închide drumul. Va închide drumul între noi și Corbu. Păi și ăsta nu este un abuz? Din partea lor? El acum are intabulat, este niciun abuz. Conform. Eu trebuie să demonstrez eu că el face mai. Păi, parcă că o să vină și pe confuzie. Niște picioare de pe drum, de vreo 4 pe 4, dar nu știu cât vine puse 6. 4 pe 6. Exact în drum. Exact în drum. Exact în mijlocul drumului. Și cu poți să știi, cu gard, evident. Da, gard, da, da.
Deci problema e una delicată, v-am spus. Problema este unul delicat, dacă trec din procesul, după aia poate. Dacă trec din procesul, putem să plecăm acasă toți. Dar n-ajungem acasă. La ce proiecte de anvergură are, nu știu dacă o să avem de unde să mai plătim. Trebuie să văd, dar cum sunt capul făcute, dacă sunt capul făcute. În ce bază a reușit el intabularea? Problema este asta. Tot are un senator. Evident, dar a devenit la primul, deci nu e ce scris acolo. Ce 2004, iar. Problema este, nu vă imaginați că vorbim doar din porțiunea drumului de jos, sau din unde era estacada. El mi-a intabulat de cum a ieșit la Vornicu. Deci, de cum ai ajuns la primul codeț acolo jos, tot cu toată, cu tot cu drumul. Și drumul care merge la Saibane, la noi, tot este intabulat. Deci, putea să fie arte senatul primării. Și atunci, procesul este posibil adeverința să fie dată, deci, pe teren și intravilan, pe suprafață, dar fără să specifice. Eu nu cred că cineva scria adeverim prin prezența că suprafața de 36 de hectare, inclusiv drum. Eu nu cred că a existat un om atât de indus în eroare să facă lucrul ăsta. Dar ei în baza la asta au intabulat tot, nu a anunțat pe nimeni, noi n-am avut de unde știi că și noi acum am observat că nu venim cu... Păi, dar ăla când a intabulat, a făcut un cadastru. Păi tocmai. Și când a făcut un cadastru, el a prins acolo. Păi nu era prins. Chestia este că asta va duce la, deci dacă mergem pe proces, va duce la atragerea răspunderii a domnilor care au semnat, inspectori. Pentru că se vede că era drum. S-ar putea să fie, s-ar putea atragerea răspunderii să fie din primăria Gurăvâi. Ideea este înainte de 2004. În 2004-2005 aici s-o scaldat. Iar ei au o scăpare din oficiul de cadastru, au o scăpare, că atunci nu se punea în orice fotoplan și asta. Și o dat la general. Cadastru face cum era actual, adică ați văzut cum se face cadastru. Unde? Aici. Și la urmă, vedem care e suprafața și încearcă să o... Și vă spun eu, noi așa o judecăm. Este un neproductiv acolo o văgăună care urma să se umple, cum făceau cei de vremea respectivă. Acum, nu le-a mai convenit că... Ce faci cu văgăuna cu neproductiv? Mai da, bine, terenul drept, nu? Și a luat drumul. Într-adevăr, este un fel de transversal, nu? O secțiune care arată că proprietatea lor, inclusiv cu digul, începe de jos. Dar nu avem proprietatea propriu-zis. Lucrare. E schiță dintr-un proiect, din proiectul Halei Vicenoșa. Dar eu nu pot pe secțiune să văd dacă, într-adevăr, drumul era cuprins. Nu există nici distanța între. Că se vede distanța între prima terasă și drum, e de vreo 4,5 m. Și apoi drumul și cum e digul. Că ei susțin că digul e făcut de ei și e al lor. Digul poate te-a obligat pe timpul Ceaușescu să-mi aperi, să-ți aperi, nu să-mi aperi, să-ți aperi. În partea la deal limitează drumul. Da. Drumul limitează. Da. Și pe urmă, între drum și prima terasă, pe acolo erau țevri care descărcau cenușoșa. Și da. Eu, în jur de 4-4 jumate. Digul când a fost făcut. Dar n-a fost, nu dig propriu zis, e un taluz. Un taluz ridicare. De cine a fost făcut digul? De către ei. Tot ei. Păi ei își apărau. Își apărau malul. Era un depozit totuși de cenușă. Adică nu puteai să-l lași cu, fără... să fie bine acoperit, că vărsa în totuși. Iar drumul obligatoriu, că avea nevoie într-o cât mașinile cetului, că erau pământ. Ei făceau terasare, deversau cenușa, făcea terasă, deversa, și era obligatoriu drumul. Dar nu asta, asta nu înseamnă, că asta am discutat, nu înseamnă că drumul e al tău. Drumul a fost al meu, tu l-ai asigurat să nu se degradeze drumul și nici să-ți plece ție calda de cenușă. Dar nu e obligatoriu să fie al tău. Da.
Oricum, v-ați fost situație destul de delicată. La următoarea ședință o să îl chemăm pe domnul director. Sper să ne iasă și hârtie de la OCP. Cam dar ce nume este? Drăgoi. O să cerim și de la, Bacău toate documentele care stau la baza certificat de proprietate, tot ce s-o emis de Ministerul Economiei după 89. Și va trebui să găsim o soluție, în primul rând, legală. Deci, la bun început, trebuie să fie legală. Dar, doilea rând, trebuie să fie... ca lumea. Adică, să dea în picioare, de control. Nu s-a renunțat la terenul de la Baragoi până în linie ferată. Știți. Așa, da. Așa s-a renunțat și acolo. Deci, sănătător. Deci, dar e un drum, nu e un trafilar. E un drum, e singurul drum de legătură între noi și e drum comunal clasificat. E drum văzut. Ia nu, când era podul ridicat, dacă a fost și ce drum. Da, nu știu, v-ați spus, eu v-am dat cunoștință. Dacă a fost și ce drum. Proprietarul este un singur. El are o singură, scuzați. El are o singură variantă. Să vedem terenul lor. El nu concepe altceva. Adică să vede că e alt interes. Alt substrat. S-a considerat neruța deasupra. Da, exact. Deci nu vede alt substrat. Deci se vede când discuți cu el ce să iei. Și atât. El vine cu un porcan de acte. Bineînțeles, n-a venit cu schița, că e imposibil să nu fie avut schița. Cu vedere de toți, el vine cu o secțiune transversală în care eu nu am ce să citesc. O să obțin niciun document, destul de greu, că vorba de arhivă, vă dați seama de atâția ani de zile. Și o să venim cu ele să le prezentăm și atunci vom lua cea mai bună soluție. Atunci, pentru că nu o să citesc arhivă până la capăt, că asta se face. Deci cineva semnează și trebuie să... au trebuie să... Le vedem, sunt la dosar, nu e problemă. Să se chemuie sală pe la... De asta e. Ce știi vrei să fie? M-am trezit acum. Vezi că asta trebuia mie acum? Păi nu, dar eu ce zic? Ca o altă informație, trecând la Stena Diversie, am câștigat procesul cu administrația Fondului de Mediu vineri, 23 septembrie. În alta Curte de Casație și Justiția a respins recursul formulat de către AFM. Sunt obligați să ne finanțeze la proiectul de modernizare iluminat public stradal. Aștept să fiu contactat pentru semnarea contractului de finanțare și cât de repede se poate vom da drumul la proiectare și execuție. Totodată astăzi am fost contactat de către reprezentanții SC Creativ, SRL și SC Keyboard. Sunt firma de consultanță și execuție la cele 3,88 km de drumuri prin CNI. Au venit la primărie să facem cunoștință. Mâine vor depune DTAC-ul și la documentele pentru obținerea autorizației de construire. Autorizații construcției pe care, așa cum bine știți, noi o eliberăm prin structura de specialitate. Sunt dornici să facă, spun că se încadrează în buget, nu sunt probleme. În clipa în care reușim să eliberăm autorizații de construire, ei vor merge la CNI, ca să dea drumul la ordine începerea lucrărilor. Vă mai aduc la cunoștință faptul că s-a modificat, conform expertizei tehnice, soluția propusă de proiectantul nostru. Din beton rutier se va face asfalt. Asta e mai bine. Partea bituminoasă. Da. L-am întrebat dacă crede că poate să urce finisorul. Și au spus că nu sunt probleme, realizat și lucrări mult mai greu. A fost la fața locului? Da. A fost în teren la fața locului. A fost fiecare drum, pentru că n-ai cum să faci proiect fără să vezi drumul. Păi de acum ce faci? Asta ajunge și spune, dar nu e băgat. E ulița la ce miște n-am băgat altul, dar mai trebuie. Nu vei mai nască din mâine sau că nu știu dacă noi la autorizație, tot la mediu ne lovim și sigur ne dă etapă din cadrare. Nu, avem toate. Avem avizele? Oricum trebuie să meargă la CNI cu toată documentația, cu proiectul. Proiectul trebuie să treacă chiar prin comisie și după aceea nu estimează că se vor realiza anul acesta. Estimează că se vor realiza anul viitor. L-am întrebat cât ar fi termenul de execuții. A spus că între 35 luni. Foarte bine. Asta e. Nu e așa mult. Asta e. Eu zic că terminăm între timp cu ce avem noi de făcut pe partea asta la altă. În rest, am mare rugăminte la toți consilierii locali. Ați intrat în Consiliul Local, suntem la jumatea mandatului. Vin băieții, fac curat pe drumuri, mă mai sunați, am nevoie să curățăm acolo, trimit băieții în zonă. Când văd că niciun consilier nu îi sau trece pe lângă băieți și nici o salut nu le spune, băieții stă să ceartă cu X, cu Y. Nu vă imaginați că acum dacă mă duc să igienizez o zonă,
toată lumea e bucuroasă. Nu, întotdeauna se găsească 2-3 care era copacul taxul, care l-a plantat taxul, să vină taxul să planteze copac, deși pe domeniul public, niciodată nu au un consilier. Știți de ce? Că nu vrem să ne certăm cu oamenii. Vrem să-i cocoloșim. Li dăm numai informații contra primăriei. Primăria trebuie să facă. Primăria trebuie să-ți asigure. Primăria e obligată să... E cel mai ușor de spus așa. Primăria niciodată nu îi spui adevărul în față. Să-i spui ia și pune mâna pe o coasă și pe o lopată și curăță șanțul. Deci ăsta este primul lucru care trebuie să-i spuneți la un cetățean. Nu că la primărie. Ați învățat pe cineva din capăta să depună petiții la prefectură că i-o inunda casa la codul roșu. Știți cu ce s-o ales persoana respectivă? Cu o sancțiune contravențională pentru că nu are polițe de asigurare obligatorie. Cu toată amendă. Pentru că noi le-am demonstrat că am făcut tot ce ține din noi, inclusiv le-am pus triunghiuri. Le-am curățat de două ori șanțul în fața casei. Dar nu este vina mea că tot el își umple șanțul cu numai. Nu mai e în fața casei ai șanț, rigola din fața ochii 43 așa spune. Rigola din fața șanțului, chiar dacă este proprietate a primăriei sau a Consiliului Județean, se află în administrarea proprietarului curții respective și trebuie să o întrețină. Am dat hotărârea Consiliului Local numărul 7 în 2021. Când mai treceți prin sat? Așa, din curtoazie, așa, când vedeți că un om care nu și-a mai pus pe la poartă de 20 de ani și zbălăriile până la brâu. Domnul Cutare, cum te cheamă? Ce aștepți? Nu, învățați. Lați că vine primăria și vă curăță primăria. Primăria are o băieți. Sunt 7.000 de hectare. O băieți care fac de toate. De toate fac. Credeți că veți câștiga electoral? Foarte bine, bravo. Gândirea asta e de 30 de ani. Și ați creat niște cetățeni monștri. Asta ați creat. Niște cetățeni care știu doar să stea și aștepte primăria. Să joacă bagla foarte. Asta e adevărul. Deci îi cocoloșiți în ideea următoarelor alegeri, foarte bine faceți, dar să vă schimbăm acasă. Poate veți ajunge la, nu știu, să fiți la conducere, deși sunteți, din punctul meu de vedere. Tot cu aceiași cetățeni vă veți lupta. Cu tot cu aceeași mentalitate care mi-ați creat tot timp de 30 de ani. A, nu, lasă să vină primăria. Vin primarul, da. Dar sună-mă primarul. Sună primarul. Da, bine, dar mamă leacă și-l curăț și poștul cum. Și primarul răspunde la telefon? Așa. Primarul mai răspunde, primarul nu mai răspunde. Numai, de fapt, i-ați învățat pe toți. Tu, la drepturi, să ferească Dumnezeu. Deci, ce vor, nici nu există în Constituție drepturi câte au atâta ține liberația comunii curapării. Când i-ai pus coasa în mână, dispar ca dracu de tămâie. Face bătături doar primarul. Nu face bătături. Așa i-ați învățat. Dar nu pot fi sancționați care nu-și curăță drumul în fața. Și care-i costul sancțiunii? În general, dai o sancțiune, o dai, cam s-o dau. Știți că se dau sancțiuni, în general, poliția locală cam aplică amenzi. O notificare și după aia sancțiuni, dacă vede că nu te-ai... Dar îți tot... Prietenii dumneavoastră, domnul Mădălin, de exemplu, n-ați venit să vă certați cu Vasile Jdanu, sau cum îl cheamă, Păstic, sau Păstic, când urla pe acolo și spunea că-s copacii plantați de taxul. Ați trecut cu mașinuța frumos, ați văzut băieții, i-a salutat din mână, dar bă, și așa, putea să rămâneți o jumătate de oră acolo cât am curățat. Alo? Ba nu mai spun, nici și pământul lui. Fix pe timpul meu, tot și-o gândim că-i spământurile lor. În legătură cu tineriță, știți că v-am mai sunat, pe drumul. Nu, mie ca să-mi spui că-i pământul tău, eu nu cred pe ăsta cu acte. Dar nu e el care la 5 a moștenit după 4 frați. Dar mie nu stă în picioare chestii, mie mi-arăt să ești proprietar pe drum. Asta pământul întabulez eu. Deci, da, pe bără urât, nu iese unul să-și curățe. Când vin băieți, eu v-am spus, am văzut și la telefon, să-mi emiți mănânță în Dubravă și în cap, dacă mă duc, cunosc situația. De ce nu mă zice, vin băieți și ce nu vin? Eu am felicitat. Să curățăm șanțuri pe drumul județean, ulițele, nu m-am spus, la ce nu vin? Dar până să vină băieții, de câte ori a spus Duhierul, băi, scoateți-mă moloza din șanț, fă ia apa pe drum. O crescut ăla de nu se mai vede în curb acolo. Deci v-ați spus, toată lumea... Tot am ajuns la capitolul ăsta. Nu cumva să nu facem dușmani. Tot am ajuns la capitolul ăsta. Sau părți. Hai să împărțăm pe sectoare. Ce sunt părți pe sectoare? Satele astea. Da, are consiliul ăsta, dar are drumul județean. De toată Dumbrava. Și eu sunt de acord să...
Deci v-am spus, prevenirea până în șaubă. Am defrișat, am depolmatat, dar nu de la Păruș, începe de la Heru. Tot a fost la Heru, că și-a depozitat produs balastier pe șanț, când au fost ploile, o parte luată pe drum și o parte l-au înfundat. Dar niciodată, până să ajungă băieții sau poliția locală, și poliția locală tot unul, nu 10. Îi încerc decât să ajungă în toate. Nu poate nici el să alerge toată comuna, 7.000 de hectare. Nici, nu cumva, n-am spus, nu cumva să... Să-i deranjez. Suntem la ședință aici. Haideți să împărțăm bisectoare, în Dumbrava, câți consilieri sunt. Eu sunt de acord. Da, domnule, ia drumul județean, uliții, dați la cine. Și eu vă spun că... Nu trebuie să vă dau sectoarele unde este pe vremea lui. Dar de ce, domnule? Asta e, dacă eu oricum trec pe domnule, vorba de fiecare de toate. Din relația cu ați și mai spus. Și la telefon, atunci domnul viceprimar, dar nimic nu. Eu văd și care aruncă cum mai... De câte ori i-a spus lui Viorel, nu trebuie să-și facă șanțul. De câte ori a trecut la capăt. Că a fost colegul dumneavoastră, de partid. Nu a fost colegul cu mine. Nu a fost colegul? Nu a fost consilier local? Nu era atunci, nu era. Nu a fost el. Nu, mai v-a spus. Să nu ne certăm. Să nu cumva. Dar nu chiar, dacă vezi, chiar dacă vezi că curgi fix în drum țeava aia și te faci rușine de față cu aia de la ISU, că în timp ce ea constată ceva, țeava aia curgi la ceva. Eu am văzut domnul primar. Sunt proprietar 20 de centimetri de la fundația gardului. Restul e domeniul public. Nu face mie gălăție, dar te duce de frișat acolo. Nu. Ei, nu. Și de ce au venit băieți? Vine aici primul ăla, Dumbrava, la capra, să nu-i chemi. Câți vine un Dumbrava? Care jurături iau? Câți copii? Vine un Dumbrava sau un capra? Vrei să vă mai spun și cine? Că nu mă interesează, că îi dau și numele. A făcut ulița aia prin spate la mea... Vă să zic, da, bă, știu, Gheorghiță Mare, că se cadă... Nu a mai fost făcută de nu știu câți ani de zile. Da, da, știi de ce mă fac. Se întâmplă, să mai cadă o creană, încă să mai nu știu ce. Avea o poartă, era mai vechi ca mine cu 20 de ani. Știu, l-am să-i cu băieți, și-o aia și-o aia că poarta, domnule. I-am luat un prejudiciu mare. Ce vorbești? Mai, v-am spus, mai și învățați că pe lângă atâtea drepturi și să vină primăria să-ți facă și focul în casă, dacă se poate, așa mai am și niște obligații. V-am spus, facem șanțurile și eu e obligația că să vă îndrețim. Eu nu sunt sigur. Adică ușor, ușor le face. Eu v-am spus. E rău că stau numai drum. Mie nu v-am spus, de atâtea ori am vorbit și la telefon și îmi place. Dar cum să facem șanțul la drumul județean? Eu mă obișor când văd, nu-mi place. Nu, cumva... La mine la poartă nu-s gunoi. De ce se face noi șanțul? Asta nu am înțeles. Nu. Nu da. Mi-e făcut. Ați făcut, v-ați făcut, v-ați făcut, v-ați să-și facă un. Hai ce să nu știi ce, mă. Eu îmi zice că nu știi. Hai ce că nu știi ce. Te gândesc pe el. Și confirma. Da, mai dau și să zice. Mai dau și să zice la fiecare un caz. Acum voi ani mi-ați dat câteva informații la fel să-și ridice toată lumea de pe drumul județean, tot ce e așa. Am ascultat. A început lumea. Da, care a fost. A început activitate și au mai ridicat de pe domeniul public. De fiecare dată le-ați spune de rușine, așa, băi, ne ales că nu-i frumos, uite ce e la poartă acolo, mă, ești gospodar. Unii mâna și fă așa, și fă așa, și fă așa. V-a spus, nu trebuie să stau, dar cheltui 10 lei, am 3.000 de oameni la fiecare care trebuie să dau notificare, 3.000 de lei ori 10 lei la fiecare confirmare poștală, nu mai fac. Atunci merge, vine domnul primar, domnul viceprimar, vine domnul polițai, merge și eu prin stat și la fiecare mergem, cine stă aici? Îl scot, am mâncat, uite ca ceva. Nu-i șanțul, băi, dar asta e. Comuna are 7.000... Domnule, mă interesează de sectorul meu, de unde stau, că nu poți vină, dar noi cum da, cu până sau vine, temelia sau plătinată. Primarul și viceprimarul sau polițistul local să fie chiar ultima linie. Că de asta sunteți consilier local, consilier. De ce vă le spun? Crezi că dacă eu spun, eu dacă merg în ăla, nu ne-am atins drumul tău. Dacă merg în prozit, să merg în prozit, să facă timp să merg în tot satul, că domnul, viața nu-i frumos, nu-i șanțul. Deci dacă nu spun, sincer, dacă îmi place ce un sat cum arată acum, îmi place temelia. Băi, nu am treabă cu ei. O ajuns să mă suni, mă sună, nici nu mai știu numele. Domnul primar, am adus eu niște sori, vreau să turn o fundație. Poți să las 2-3 zile pe zona cu tare? Da, aș vrea să nu fie mai mult, vezi să nu fie ploi. Când mă duc să trec prin comună, omul și-o luat, o curățat, foarte, deci foarte frumos, ori mare, ori nu știu dacă eu, le mai se mai... Le chiar pe zi, chiar și pe teren. Și ce față de are temerea? Câți kilometri ajunge? Nu știu, puțin. Puțin, cât aveți temerea? 2 km, nu, dar aveți starea dintr-o parte. Sunt și foarte mulți plecați. Revin la altă problemă. Doamna doctor, Matachi m-a anunțat că vrea să rezilieze acel contract la Dumbrava. Pentru, nu plătește pe el nimic, dar au spus că nu vrea să-l mai aibă în grijă, pentru că nu s-a scris niciun pacient.
Am făcut tot ce ținut de mine, asta am putut să fac, ați văzut și la știri, este penurie de medici de familie, nu o să vină nimeni. Cu cât sunt mai puțin, mai ales după ultimul recensământ, nu o să mai vină absolut nimeni. Deci puteți să le transmiteți oameni. Care sunt scris la domeniul vin tot acolo. Așa. O să recenseze doamna bune. Cât de bune. Mai vorbim. Mai vorbim. O fost unitate. Eu mi-am făcut datorie față de cetățeni. Două, zic, zic, săptămână cum am putut și acum am putut și noi. Și la doamna doctorul Bună, Angela. Nu știu, eu am spus că doamna doctorul Bună urmează să pensioneze. Așa este. O să vedem unde o să duc toți, că nimeni nu mai primește. Îs full toți prin zona Onești. Și o să vedem dacă o să fie ok. Am investit bani acolo, mulțumim, este centrală termică, dacă vreți să facem o petrecere acolo, avem căldură. Dacă nu plouă, nu o să strigă clădirea domnului. Da, bun și mentalitatea asta, domnului. Păi ce se face, domnule? Ce trebuie să faci? Cu câți oameni ați vorbit? I-ați spus că ați adus medic? O zi pe săptămână. Nu, dar au fost. Deci și eu chiar am vorbit cu pacienți. Efectul... Deci nu aveam încredere, domnul primar. Pentru că nu aveam încredere că va rămâne medicul acolo. Ba, doamna, era că ei s-au scris. Ei s-au scris deja la doamna doctor Bunea și la doamna doctor... Trebuia pus o plăcuță în dispensarul medical. Treaba, program de lucru, omul venea. Și când a fost lumea și așteptat unui domnul doctor. Se ia toată lumea programul, era joia, nu... Deci era... Eu vă spun că s-au dus pacienți acolo, fiind din mama soacă. S-au dus și un om venit. Ce să fac? Vă suna și un om venit. Când altul nu știu, era la început. Dar bine neapărat noi. Exact, pentru dumneavoastră. Dar ce trebuie? Da, am văzut că Ana, ce mă trebuie? Avea Ana program, adică să duci la dispensar sau duci la particular, la mână în casa omului? Cine? Dar nu, când Ana lucrează ca asistent, lucrează și la Dubrava și la Dubrava. E bine, și dacă nu a fost acolo, deci dacă așteaptă om acolo și nu are un program de lucru, un bătrân de 80 și ceva de ani, stă pe telefon, s-a disfărat în prealabil, s-a înscris la... Cum nu? S-a înscris? Dar bine, bine, apărat, băi, că s-a înscris tot la Dubrava. Dimeața vă spun, sunt din Dubrava și... Doamna mi-a spus că nu s-a înscris. Nu s-au mai înscris după aceea, dar nu înscris de aici. Oricum, eu cred că nu-s pensionar sau locatare comunii care nu sunt la medic din familie. Eu rar care să cer și unul sau doi. Eu v-am spus. Eu asta... Nu putem să discutăm noi activitatea unui doamnă. Asta am putut să fac. Asta a fost soluția. Mi-am dat tot interesul. Nu doresc. Nu vine la doctorie. Nu doresc greșoșul ulterioare. Asta cer să vă spun. S-o după ce-o întâmplat, pe care și-o căutat medic de familie, nu poate să iau, mai ales eu mi-am făcut datoria în casă de față. Da. Deci nu vreau să spun problema dumneavoastră că nu. Deci nu e neavoință din partea... Mi-am declinat toată disponibilitatea. Am pus, am făcut, am investit acolo, s-au făcut curățenie, am bărbat centrală termică nouă, internet, am dus în locații, tot ce avea nevoie. Când nu s-au mai înscris oameni, nu mai ține de mine să iau de bule și să-i duc la asta. Eu cam asta m-am discus. Mai sunt lucruri discutate, dar... Mai spune ceva de scria. Ce să mai spune? Se lucrează. Se lucrează. Trebuia să apropăm de viză. Acum nu ies două ateliere la lumea de la Ion pentru cele două spaule, stații de pompare. Așteptam valoarea exactă și când se intră cu hotărâre de adăvățim local, m-a sunat de greșit primul de viză la mai mare. Și trebuie refăcut. Și de asta am retras proiectul și în clipa care o să am un deviz corect, o să vin cu actualizare. În rest, apa merge, curge, nu curge, lucrarea curge în sine, vin tot timpul astea noi, se revanșează oamenii, le-am dat până dispoziție să termine cât mai repede pe partea de branșări la oameni, se facă asta cel mai repede, să evizăm cele 425 de acorduri gratuite pe proiect, să putem intra în etapa următoare, să-i branșăm și pe restul, așa cum am vorbit. Se execută lucrarea, se execută frumos, doar că Ministerul, vă spun sincer, nu de contat decât o singură factură din trei. Foarte greu. Foarte greu. Și vorbim nu de eu. Vorbim 27 miliarde. Astea-s condițiile cu astea de final. În luna septembrie nu se termină și nu avem nici de buget nici până la data de azi. Deocamdată, asta face. Dacă mai sunt alte... Alegeri la cuvânt? Domnul primar, tot la noi, la Dubrava, s-a întâmplat într-așa acum murit temei de acolo. La cimitir, acolo nu știu, mai unii cimitir, au pus băiatul, au pus o plăcuță acolo, cimitir. Nu știu, acum să-i zic preotului, să
de datoria primăriei. Deci nu știu nici cimitirul la Dumbrava. Au făcut costela la Lumarea. Da. Și făcut, na, omul... Da, asta... Da, cazul da. Da, cazul da. Nu știu, depinde de primării. De la cimitirul la Dumbrava. Așa. Un indicator. Lăguță. Păi cimitir, un indicator ceva. Da. Dar nu are ăla care la cel. Poate că are ăla care e pus acum. E făcută să geapă, nu, da. Vreți un indicator? Da, da, un indicator acolo. Către cimitir? Da. Ah, nu înțeleg, nu știam. Nu înțelegeam acum ce trebuie să fie. Nu, că dacă eu poți pe Google Maps, dacă te vin la lucrurile de la nu, dar poate să-i după, deci mea asta e chiar... E 10 lei de notă dată, o plăcuță de aia. Din 7.300, eu plăteați dumneavoastră. Dacă chiar vă păsat în locul de cimitir. Nu e să spun în strada cimitirului. Mai bine, nu e. Nu așa. Am 10 lei în buzunar să fac o plăcuță din banii care încasează parohia. Declar ședința închisă.